Te invit să ne inspirăm astăzi din înțelepciunea lui Otto von Bismarck, cel mai mare om de stat al Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale. Vom explora gândurile sale despre viață, relații și natura umană. Haideți să vedem cum ne pot îmbogăți cuvintele sale în viața noastră de zi cu zi. Odată cu căderea nopții, prietenia între bărbați și femeie devine foarte șubredă. Doar un prost învață din greșelile proprii, un înțelept învață din greșelile altora. Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri. Puțină prietenie are mai multă valoare pentru mine decât admirația întregii lumi. Cu un gentleman sunt întotdeauna un gentleman și jumătate, iar cu un excroc o să încerc să fiu întotdeauna un excroc și jumătate. Oricine s-a uitat în ochii sticloși ai unui soldat care moare pe câmpul de luptă, se va gândi mult înainte de a începe un război. Ceea ce învățăm din istorie este că nimeni nu învață din istorie. Gloanțe ascuțite mai bine decât cuvinte ascuțite. Arată-mi o țintă demnă de război și te voi însoți. Libertatea este un lux pe care nu și-l poate permite oricine. Pentru a fi pregătit de război, unul dintre cele mai eficace mijloace este să menții pacea. Un om de stat trebuie să aștepte până când aude pașii lui Dumnezeu sunând prin evenimente, apoi să sară și să apuce tivul hainei sale. Soarta celor slabi este de a fi mâncați de cei puternici. Legile sunt ca medicina, în general, vindecă un rău pentru un rău minor sau temporar. Atâția oameni duc o viață lipsită de sex, dar conflictele lor inconștiente găsesc alte căi de a se manifesta, influențându-le comportamentul și relațiile. Prostia este un dar al lui Dumnezeu, dar nu trebuie abuzat de el. Să nu crezi niciodată nimic în politică, până când nu a fost negat, oficial. Când vrei să păcălești lumea, spune adevărul. Principalul lucru este să faci istorie, nu să o scrii. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita, te rog, stai puțin pe gânduri.